Au sosit biletele de tratament pentru seria a doua. Casei județene de pensii sălași au fost repartizate 71 de bilete în următoarele stațiuni: Bizușa, Gioagiu, 1 mai, Buziaș, Covasna și Moneasa, cu începere din 2, 3, 4 și 5 martie, în funcție de stațiune. Biletele se pot ridica de la sediul instituției zilnic de luni până joi, între orele 8-14, iar vineri între orele 8-13. Data limită pentru ridicarea biletelor de tratament pentru seria a doua este 23 februarie 2016, ora 14. În cazul neridicării biletelor până la data de 23 februarie, acestea vor fi redistribuite în funcție de punctaj, începând cu data de 24 februarie. Sejurul asigurat printr-un bilet de tratament este de 16 zile și include cazarea cu 3 mese pe zi și tratamentul pentru 12 zile. Până în prezent, în 2016, la Casa Județeană de Pensii Sălaj au fost depuse 1180 de cereri privind acordarea de bilete de tratament. Persoanele interesate pot obține relații suplimentare la numărul de telefon 0260 622 990, compartiment bilete de tratament.